care este părerea mea cu privire la vinovăția în producerea acestui accident. Dar înainte o să vă spun ce mi-a transmis cel care este coleg cu șoferul de autobuz implicat în accident și care a filmat acest accident și care mi-a dat date din interior, da? Și mi-a spus că Brigada Rutieră București a stabilit ca fiind vinovat în producerea acestui accident șoferul de autobuz care n-a păstrat o distanță regulamentară. Dar eu fac precizarea că nu știm dacă a fost stabilit o eventuală culpă comună. Dar eu vreau să vă zic că nu sunt de acord cu această vinovăție stabilită în sarcina șoferului de autobuz, pentru că eu consider că este nevinovat, deoarece el n-avea cum să păstreze o distanță regulamentară față de acest autoturism, pentru că acesta n-a circulat în fața sa. El pur și simplu a pătruns brusc în fața sa pentru că n-a dat prioritate de trecere. Tu, ca șofer, indiferent că ai condus un autobuz care, atenție, se oprește mult mai greu decât un autoturism, dar tu, ca să poți să anticipezi o distanță corectă, trebuie să-l vezi din timp pe cel care circulă în fața ta. Șoferul nostru de autobuz nu avea cum să anticipeze că autoturismul nu o să-i dea prioritate și o să pătrundă pe drumul prioritar fără să-și îndeplinească obligațiile legale. Așadar, eu consider că acesta a fost surprins de manevra autoturismului care trebuia să-i dea prioritate de trecere. Dar cu toate acestea, eu consider că șoferul autoturismului este vinovat pentru șicanare în trafic sau, cum spune legea, conducere agresivă, comportament agresiv, da? Pentru că a încălcat această prevedere legală pe care o vedeți pe ecran, care spune că se interzice reducerea bruscă a vitezei de natură a intimida alți participanți la trafic, în cazul nostru, șoferul de autobuz. Și se vede clar că șoferul autoturismului a frânat intenționat, așadar este clar că este vinovat din punctul meu de vedere șoferul de autoturism și aici pot fi mai multe încadrări juridice. Începând de la o neacordare de prioritate, continuând cu o conducere agresivă pentru că a oprit intenționat de natură să-l intimideze pe șoferul de autobuz, sau se poate merge până la o distrugere cu intenție, ceea ce reprezintă infracțiune, dar în niciun caz n-ai cum să faci vinovat șoferul de autobuz. Oricum, din câte am înțeles aici, au rezultat și 4 victime pentru că pasagerii din autobuz au fost surprinși de impactul cu autoturismul, s-au dezechilibrat și au căzut. S-a întocmit dosar penal și desigur că în cadrul anchetei lucrurile pot să se schimbe cu privire la vinovăție. Sunt curios eu să văd cum se termină, dar oricum nu cred că polițiștii de la Brigada Rutieră aveau motiv legal să-i rețină permisul de conducere șoferului de autobuz, pentru că legea spune că permisul în cazul unui accident de circulație cu victime se reține doar dacă șoferul a încălcat o regulă de circulație. Și eu n-am identificat nicio regulă de circulație. Vreau să închei prin a vă spune că nu știu ce se întâmplă la Brigada Poliției Rutiere din București, dar în ultima perioadă primesc din ce în ce mai multe sesizări, mesaje, da, cu dovezi și cu imagini video cu privire la situații controversate și la vinovății ciudate stabilite de către polițiști în București în producerea accidentelor de circulație. În multe dintre ele eu nu sunt de acord și o să vă mai prezint un caz interesant cât de curând, pentru că e clar că ceva se întâmplă acolo și poate persoanele responsabile o să fac o instruire sau o să trag un semnal de alarmă polițiștilor. Nu că nu sunt eu de acord, că părerea mea prea puțin contează, dar să analizeze și șefii, colegii, și dacă constată că au greșit polițiștii în stabilirea vinovăției, să încerce să facă ceva, pentru că eu consider că nu este în regulă.